Gazda norocului de Petre Ispirescu. În vremurile cele vechi, pe când blagoslovenia Domnului era pe pământ, trăia un boier mare. În casa acestui boier dezjugase norocul și își făcuse culcușul aici. Din pricina aceasta, orice făcea boierul, îi ieșea întotdeauna bine. Oriunde punea el mâna, punea și Dumnezeu mila. Și era bine văzut la curtea lui Vodă. Nu că doar era vromană mare de dânsul. Era și el, om ca toți oamenii. Ci ea așa, pentru că avea noroc. De se auzea că vrăjmașul a dat năvală în țară, Vodă chema îndată pe acest boier, îl trimitea asupra vrăjmașului și el, temiră cu ce tertipuri, punea vrăjmașul pe goană și mântuia țara de nevoi. De se ivea vreo foamete, o vreo molimă, Vodă poruncea boierului să se ducă să vadă și să facă ce-o știe el, numai să potolească mânia lui Dumnezeu. Și el, boierul, cum se ducea, nu știu ce făcea el, nu știu ce dregea, că numai ce auzeai că foametea, că molima s-a ostiat și iară se întorcea binele. Avuțiile îi curgeau ca ploaia, holdele de pe moșiile lui burdușeau pământul, vitele îi se înmulțeau ca spuza și ca iarba. Sta și se mira și dânsul de atâta noroc ce căzuse pe capul lui. Din pricina aceasta, începuse a se îngrijora. Simțea el că n-are să țină mult așa. Nevasta și copiii îl mângâiau și voiau să-l scoată din această părere. El însă tăcea și își căuta de treabă. Într-o zi se duse să se scalde. El se uitase cu un inel de mare preț în deget și, nu știu cum făcu, că îi scăpă inelul în apă. În loc să cadă la fund, inelul plutea pe deasupra apei. El se cruci de această minune, se dete după dânsul, îl apucă și îl băgă în deget. Atâta noroc nu se mai văzuse. El zise, aceasta este culmea norocului. De aici încolo n-are să fie bine de mine. Și așa fu. Pasămite, norocul își luase ale trei fuioare de la casa lui și pe aici ție drumul. Întorcându-se acasă, spuse nevestei și copiilor ce îi se întâmplase la gârlă, apoi le zise, țineți-vă bine, dragilor, că atâta noroc n-are să țină mult. El trebuie să-și întoarcă cojocul. N-apucă să-și sprăvească cuvântul și deodată se pomeni cu niște slujitori domnești care intrară la dânsul și îi spuseră că este osândit la temniță și că toată averea lui este luată pe seama domniei. Vru el să se ducă la Vodă, să se înțeleagă la cuvinte, dar cine-i mai dete pas? Puseră mâna pe dânsul slujitorii, îl legară cobză și îl duseră la pușcărie. El, de nevoie, se înărmă cu răbdare și suferi toate asprimile triștei. Nevasta și copiii îi rămaseră pe drumuri. Legat și ferecat în închisoarea lui, bietul boier nu mai știa nimic de ai săi. De mâncare îi aducea păzitorul numai pâine uscată și apă. Aștepta el să fie scos la judecată, ca să se dezvinovățească, fiindcă se știa curat la inimă. Dar fu uitat acolo nu știu cât timp. El trăia acum nici cu vii, nici cu morții. Aștepta din minut în minut să fie dus la moarte. În loc de nevastă și copii, împrejurul lui acum avea
păianjenii închisorii și șoarecii, care îi luau din mână și chiar bucățica de pâine uscată ce îi aducea. Părul, barba și unghiile îi crescuseră ca la un om sălbatic. Se jigărise bietul om de nu-l mai cunoșteai. De unde îi venise lui această urgie domnească? Pismașii îl purâseră la domnie că voise să-și vândă pe domnul său și câte și mai câte. Vodă crezu ca un vlăduță ce era el și, fără a-l mai cerceta, porunci de la aruncă la închisoare și nu-și mai aduse aminte de el. Trecuse multă vreme și boierul nu mai avea nădejde de scăpare. Nevasta boierului, în timpul acesta, umblase și cruciș și curmeziș. Se rugă și de bun și de rău, și de mare și de mic, și abia izbuti să dea ochii cu vodă. Ea îi spuse neajunsurile în care se află ea și copiii ei. Îi înșiră cu deamănuntul slujbele făcute de bărbatul său țării. Îl făcu să înțeleagă necazurile bietului om, acolo în temniță, uitat de stăpânire, uitat de oameni și de Dumnezeu, și ceru voie ca măcar să o lase să se ducă să-l vadă. Voia o dobândi. Și într-un suflet se duse la închisoarea bărbatului său. Acolo, dacă ajunse, arătă pitacului vodă și porțile temniței i se deschiseră. Intrând, nu-și mai cunoscu bărbatul. Părul crescut și nepieptănat se împâslise pe capul lui. Barba îi ajunsese până aproape de brâu. Mustățile îi stau la gura lui ca un stuf. Hainele de pe dânsul putreziseră. Sub dânsul, o mână de paie și alea umede îi strujise trupul de nu mai avea hal. Boierul, cum o văzu, o îmbrățișă și îi spuse să aibă răbdare, că Dumnezeu cearcă pe om, dar nu-l pedepsește așa îndelung. El o rugă să facă ce-o face, să-i aducă nițică varză acră, căci se lihnise inima de tot. Nevastă sa se duse iute pe la prieteni, pe la cunoscuți, să ceară o varză, căci nici atât nu mai avea cu ce să o cumpere și, dobândind o varză acră, o puse într-o oală și o aduse bărbatului său. Stând ei de vorbă și mai îmbărbătându-se unul pe altul, pusese oala cu varză alăturea cu el. După ce vorbiră ce vorbiră, vru să mănânce și el nițică varză. Când colo, ce să vadă? Un șoricel dăduse în varză și nici de dânsa nu a avut parte. Atunci începu să zâmbească și zise nevestesei să aducă un bărbier ca să-l radă și să-l tundă, căci acum s-au sfârșit toate necazurile și nevoile lor. Încă vorbind, iată că vine temnicerul și îi spune că, din mila domnească, îi se dă drumul de la închisoare. Pasămite vodă, după rugăciunea muierii boierului, își aduse aminte de dânsul, oarecând harnic și credincios, luă în cercetare cu deamăruntul toate învinovățirile ce îi se aduseseră, se încredință că pe nedrept a fost osândit și porunci de-l scoase din temniță, îi dete averile înapoi și îl puse iarăși în cinstea din care îl dase jos. Când binele ajunge la culme, să te aștepți la rău. Când răul trece peste măsura firii, să te aștepți la bine.